Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou live, la un nou roleplay cu 5M. Știu că a trecut ceva timp de când... Adică de când trebuia să dau drumul la live, doar că... Na. Ideea e că prea m-am simțit așa bine și nici nu prea știam ce să fac, dar iată-ne că suntem aici cu acest episod minunat, cu acest live minunat de 5M. Rog pe toată lumea să apese butonul de like, să păstăm tradiția noastră cu cei mai șmecheri, cei mai tari. Raul YouTube, salut Dumi, salut Shadow, Ilie Stancu, salut Raul, salutare. Cred că a venit și notificarea. Exact, a venit și notificarea. Am început live-ul puțin mai târziu, băieți, ce-i drept față de cum începeam eu, dar bănuiesc că e toată lumea în vacanță, toată lumea liniștită și nu e nicio grabă, așa-i? Salut Deni, salut Xedi Gamer, Sergiu, Alex, Lazar, Alfredo, salut Icule, Cătălin, Ciprian, Raul, Daniel, Ruf din Moldova, salut Icule, Monica Stoica, salut Darius, Marian, Dumitru, Tudor, Trai, David, Edi, Rareș, vă salut pe toți, bine ați venit pe live, băieți. Suntem undeva în Paleto și stăteam eu așa și mă întrebam, băieți, dacă treaba asta cu Hitman s-a cam terminat așa, nu știu, nu prea mai avem pe cine să omorâm, să... Dani, salut, Icule. Mă gândeam că, nu știu, nu vreți să facem altceva? Ce ați vrea voi să facem, băieți? Ia spuneți voi. Pentru că nu știu ce să zic așa cu Hitman, cu... Nu prea mai avem ce să facem cu Hitman, părerea mea. Credeți la fel? Nu credeți la fel, băieți? Ha? Mamă, nu vă conectați cu mine deloc, la ce vă întreb eu voi sunteți? Să recreăm Mafia Curcubeu? Sandy, nu Paleto, nu contează, mă, tot dori unde sunt. Contează. X-Paul, salut! Liliana, salut! Mafia Curcubeu? Băi, m-am gândit și eu la asta, mă, băieți, m-am gândit și eu la asta, dar înainte de asta vreau să... Dar cum aș putea eu să fac Mafia Curcubeu, băieți, fără italianul, fără Giurgica, fără toți ăștia pe care i-am omorât, cum aș putea să fac mafia fără ei? Cine o să mă ajute cu mafia? Sună-l pe Mihăiță. El în loc să răspundă scrie pe chat, mă, în loc să răspundă la telefon. Diana, am înțeles. Uitați-vă la el, mă, în loc să răspundă la telefon, el scrie pe chat. Unde-i dracu la telefon, bombalăule? Să refac în alte caractere? Mafia Curcubeu, italianul a făcut vreo și reînvie. Alo! Ce faci, mă, obraznicule? Unde umbli la ora asta de nu răspuns? Vai de mine, îmi pare rău. Băi. Da. Tu mi-ești dator, mă. Cu ce? Cu o întâlnire cu mumă ta, nu? Așa mi-ai... Aha, ba da. Ce te respiri așa? Să-mi spui că ai lovit ceva. Ce? Cum? Ce ai de... Ce ai de... Am alergat o leacă. De ce? Păi fugeam. Fugeam. Păi asta am înțeles de prima dată, dar de ce alergai? Nu te întrebai, am alergat, de ce alergat? Păi fugeam. Păi am fost până undeva. Ah, ok. Da, păi vrei să fac o întâlnire acum? Păi ce-ar fi să mă întâlnesc eu cu ea, nu așa ai spus, dar... Păi nu prima oară nu te întâlnești cu mine să vorbim ceva, să hai vedem. Hai să ne întâlnim, hai să ne întâlnim, unde ești? Vino la 659. 659, hai că ne întâlnim acolo. Sunt lângă o bancă. Dar o să mă duc să mai schimb, nu mai vin așa în costumul ăsta de... Asasin. Bine, te aștept. Hai, pa, ne vedem acolo. Pa! La cât a zis, bă, băieți, că n-am fost atent la cât a zis. Ce vrei, mă, bulioane? Alo, baby, hey. Fii atent. Mamă, baby, m-am angajat. Unde dracu te-ai angajat? La d-ăștia, la costumator pentru copii. Ce? La un d-ăștia pentru copii, la...
Nu înțeleg, mă, ce e asta. 659. 659. Din 659. Pe aici trebuie să fie. 49. Vai de capul meu până trebuie să caut 57. 659 aici, mă. Zi, mă, ce-a făcut, mă, s-a închis. Doamne, ferește, dacă nu mă omor mașina asta, băiți. Acum mă ducem, băieți, acum mă ducem. Zi, mă, Bulioane, trăiască în tine. Ai închis, preînchis. N-am închis. Ba, ai închis. N-am închis, trăiască în tine, e o șopârlă. Hai să ne vedem și noi. Păi ce treabă am eu cu tine să mă văd? Păi ce, am terminat, te-am ajutat și acum am terminat toată treaba sau... Cu ce dracu m-ai ajutat? Cu italianul? Să țineți cu italianul. Dar ce vorbești așa în șoaptă? Dacă stai aici la poliție. Bă, vezi că ăsta vărut era polițist, bă, era șerpălău din ăla. Zi-mă unde ești, unde ești? Bă, mă duc să mă întâlnesc cu ăla micu cu Mihăiță, că după aia vreau să-mi facă lipeala cu măsa. N-auzi? Ce să ai la man, măsă, dar ce? Nu prea am loc, unde să te iau pe tine, că mă duc și eu cu vrăjel, cu din alea, de cu vrei să mă faci de râs. E, nu te fac de râs, bă, te iau, dar fii atent, dacă mă faci de râs la măsa, jar mănânci. Nu te fac, nu te fac eu, nu te fac. Unde bine, ești? Mă, bine. Uite, unde ești tu, că trec eu să te iau? La poliție. La poliție, hai că vin acum, știu eu de la poliție. Bine atunci, hai. Hai, pa. Bă, aici e din asta ca să nu stau la semafor. Polițistul în spatele meu, băieți. Să stau cu minte. Băieți, să știți că cred că urmează să fac mafia curcubeu, dar o să vedeți în episoadele următoare, o să fac niște episoade și cred că o să facem mafia, să știți. Să știți treaba asta, s-ar putea să facem mafia curcubeu, să știți. Am pierdut ceva, pericol? Ai zis că te schimb? Păi mă duc și acasă să mă schimb. Asta-i tot după mine, băieți. Ăla nu știe că de acolo trebuie să facă la dreapta, nebun. Bă, dacă... Ce mai le sunt? Păi aveți mască. Păi și dacă am mască? Păi aveți mască. Păi și dacă am mască? Dă-ți, mă, masca jos, bombalăule! Lăsați-l, domne, că e mama. Treci o dată mașina acolo! Ce faci, mă, Houdini, ești bine? Da, mă, da, uite, am trecut și eu pe aici să văd care-i schema. Știi că pe vremuri se strângea lumea pe aici, mai pe la o șuetă, pe la o treabă. Ai zis, că, ai zis că vrei să omorâm un polițist împreună. Da, 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 da. Ia uite ce față a făcut. Să trăiți. Ai, bună ziua, domnul. Stai că m-a sunat lingurar. Mamă, dar ți-ai luat pe GoPro, nu glumă. Păi să-l am mereu după mine. Băi, eu mă cam grăbesc. Leo, tu ești? Mă cam grăbesc, mă scuzați. Treci, bă, mașină, bă, față de bombalău. Spartacus, tu ești, mă? Mă scuzați un pic, am o întâlnire rapidă, mă scuzați. Hai, du-te și dai trei bocanci în gură. Ăla era Spartacus, nu? Bă, ce trecu te îmbrăca, mă, așa, mă? Eu fac bani cu treaba. Ce faci? Bani. Am de-aștia pentru copii. Azi am bătut un copil. Ce-ai făcut? Am bătut un copil. Cum o să bați copii, mă, nebunule? Păi dacă punea mâna pe mușchii mei. Moș Crăciune, ce ai pățit, mă? Păi eu pot să te salvez în orice moment, bebe, bebe. Tu mă suni și eu vin. Eu te ce? Tu mă suni și eu vin să te salvez. Cătălina, bună seara, Cătălina.
Ai zis că termin meciul și vii să vorbim și aia a fost, cred că ai jucat meciul ăla. Cred că era meci din ăla, Infinitus. Sau poate n-am mai fost eu. Stai așa mă, că trebuie să le iau pe Mihăiță de aici de unde. Dacă mă mai așteaptă aici, ăla o fugi mă nebunul. Așteaptă-i în spate. Uite-l mă. Ce faci Mihăiță, trească ție? Bine. Unde, ce naiba căutai pe aici? Mă plimbam, eram la o plimbare, ce-am zis că dacă tu mai suna să aștept aici. Băi, ce faci bă așa îmbrăcat? Bomba lăule. Uite și tu mă cum e îmbrăcat. Și cu asta vrei să te duci tu cu mă la mama? Păi îți dau Zvan, nu te duce cu el. De ce mă? Nu, dacă, că nu-l fac. Păi dacă te duci cu el nu mai faci. Fii atent, hai, hai până la mine acasă să mă schimb și haideți repede la mine acasă. Mă schimb și eu, bebe, hai să mă schimb. Te schimb, nu te schimb deloc, tu rămâi așa. Ia zi, ia zi, bebe. Da. Bebe, ce planuri ai în seara asta? Să mă văd cu măta, de ce mă întreb? Da. Pe lângă asta, aș vrea să mai sun niște băieți așa din brigada veche, ceva, nu știu, să dau și eu un jaf ceva. Mamă, m-a speriat, dar am zis că vă duceți sus la mamă. Nu, nu. Nu. Și că crezi că mergem toți la măsa. Am fost aici? Mamă, ce mă doare gât. Băieți, nu prea m-am simțit bine, bă, băieți. M-am băgat eu la regim. Și nu începe, băi, nu începe țară cu de la că era și cazul pericole, că ești gras, nu știu ce. Fără să începeți cu din astea. M-am băgat la regim. Ideea că e un regim din ăsta, așa, alimentar, gen spre sănătos, nu la regim de slăbire, așa. Bă, și cum eram eu să mănânc așa pe din ăstea, știți? Credeți-mă, eu sunt tank pe mâncat pe ăstea, știți? Și acum când mai mănânc câte o salată, câte un piept de pui, așa, prea mă simt așa în apele mele. Andreea, bună, Andreea. Cum te simți în concediu? Băi, am concediu de miercuri am. Mă, sincer, am avut câteva zile în pandemie în care am stat acasă. Nu e bine deloc să stai acasă. Nu am făcut nimic zilele alea, ca și astăzi. M-am trezit de dimineață. Debe? N-am făcut nimic toată ziua. Ai auzit ce am zis? Nu e șmechirie să stai acasă. E șmechirie să pleci în concediu dacă ai liber. Dacă stai acasă când ești liber, e nașpa. Ce zici, mă, Mihăița, în casă? Ai auzit ce am zis? Nu. Era și cazul. Nu, no, bebe, ce da, și mă, Mihăiță! Eu stau de două săptămâni acasă și m-am plictisit, vreau la muncă. Da, nu e șmechirie să stai acasă, sincer, chiar nu e. Ce facem mă, ăsta, mă, de nu intră în casă? N-are cheile de la casă? O să-l întreb. Da, și mă, că nu te-am întrebat pe tine. Imortalii, salut! Busu, salut, ticule! De ce sare mama la Mihăiță dacă aterizez eu? Dați-vă la o parte că a venit nașa. Bă, ce face ăsta, mă? Băi, Mihăiță! Mihăiță! Ce zirea, mă? M-am bugui la ușă. Cum reușești, mă, Mihăiță, mă, stai? Uită-te și tu cu aia. Cum reușesc eu să... Mamă, și te-ai dus. Nici eu nu cred că mai am cheile. Mamă, nu știu unde-i Mihăiță. Uite-mi cheile casei, ia cuiva cheile. Nu știu, dacă nu ieși pântă cei de aici, nu cred că mai ieși. Paul, n-am mai venit pe aici. Cheile casei, ia cuiva, Giurgica, Houdini, Andrei, David, Italiano, Tibi, Miță, Foxy. Hai băi, Lulule, că vreau să vorbesc cu tine, ce faci? Vrei să-ți dau un respawn?
Ce spuneam? Păi nu știu care e faza, dacă dau la altă persoană, îi dispare la altă persoană, nu știu cum e. Unde ești, mă, Lulule? Nu stai. Pericol, cine e Foxy? Ce treaba ta, cine e Foxy, mă, Matic? Și eu te întreb pe tine cine e mata de a-i da cheile de acasă? Nu te întreb. Vezi că mi-ai luat cheile de la casă. Păi dacă nu vii pe aici, mă, Pauli, ce să faci cu ele? Le dau și eu la băieți care vin aici la casă, gen, să facă roleplay. Serverul e din România, da, din România e server. A venit Italia, nu dați-vă la o parte. Da. Dacă ai ca întâlnire, pot să fiu eu. Ia-te, mă! Bă, ce mare ai crescut, Mihăiță? Cum am crescut mare? Bă, ai cheile de la casă? Eu le am, dar nu merge, m-am blocat acolo la negru, știi? Păi mai bine rămâi afară, fii atent. Zi. Îți place costumația asta? Mă duc să mă simt. Hai că vin cu alta, stai așa. Așa, roz, nu prea. Hai că roz. Bebe sindica, nu bluș pălării albă. Ia să vedem. Dacă îi place așa. Așa? Mai merge, da. Stai că mai am una, mai am una. Ceva elegant, elegant, știi? Costumul ăla, bebe, de care ți-am zis. Îmbracă-te ceva elegant. Să zici, l-o omor pe Bulion. Băieți, e bine așa la costum? Mamă, te-ai luat hainele de duminică, bebe! Cu ăstea mă duc la înviere. Mă duc în noaptea de înviere la biserică. Așa arată. Bine, că și acum mă duc tot să înviu ceva. Poate mai... Da. Să învie moartă. Da. Hai să mergem. Ce-i cu elicopterul ăsta aici la mine? Ce-i cu elicopterul ăsta? Dacă vrei, îl iau eu și te urmăresc de sus. Ce dracu faci, mă, cu tine? Da! Au salut! Ce-i asta? M-ai prins! Ce faci, mă, cu tine? Uite, am venit să-l aduc pe băiatul ăsta. Ce-i cu tine, domne, aici? Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea și eu să lucrez la dumneavoastră, nu știu, undeva la dumneavoastră. Da, sigur. Dar sunteți cumva rom? Ce ziceți? Sunteți rom? Nu, domne. Dar ce înseamnă rom? Rom? Da. Dacă sunteți... Țigan. Nu, domne, dacă sunteți rom, mă rog. Rom, fii atent. Italian. Exact, bravo. Fii atent. Nu, domne. Asta care e de vin, coace? Poți să-ți chem prietenul, să-l chem pe prietenul meu? Domne, ce-i cu tine aici, domne? Sunt cu colegul aici. Astea-s prieteni? Da, vreau să-l fii atent, dacă vrei să lucrezi pentru mine... Facem orice. Trebuie să păziți poarta aia la intrare acolo, da? Eu vreau să-mi fac organizația aici zilele viitoare, da? Da, și mă, nu mai vorbi aici, nu rechea mi-a tus telefonul ăla. Domnilor, ascultați-mă bine. Da. Dacă sunteți aici până îmi fac eu organizație, vă iau pe amândoi la mine în organizație, da? Bulioane. Cum te cheamă pe tine? Dominuț. Bulioane. Cum? Dominuț. Dominuț și pe tine? Vino, Gogu, Bulioane. Gogu. Bine, domnule. Rămâne domnule să păziți și... casa, da? Și da. Și dați în organizație, vă rog, am înțeles. Când o fac. Momentan... Trebuie să fac niște treburi. Să stăm aici la poartă, ca să știm. Păi nu știu, veniți pe aici când puteți, stați aici să-mi apărați casa. O să fie și casa voastră. Și cum facem, domne, ca să nu... Dacă ne întreabă cineva de la dumneavoastră care lucrează aici, dacă ne întreabă cine suntem. Spuneți că lucrați pentru bebe, Moise. Dominus și Gogu. Mamă, ce nume de brigadă? Deja am brigadă, mă. Fii atent, mai târziu voi aveți ceva arme, bănuiesc că n-aveți. Dar nu-i nimic, că vă dau eu. Mai încolo. Fii atent, mă duc, lasă-mă puțin să zic. Mă duc, trebuie să mă întâlnesc cu maică-sa lui ăsta mic. Că vreau să mă însor. Și după aia, poate mergem să dăm un jaf ceva. Dacă aveți momițe, dacă vă ține și aveți curaj.
normal, domne, orice pentru dumneavoastră. Da, domne, pentru dumneavoastră. Paște del paște delicioase. Paște del paște delicioase. Mersi frumos pentru 5 lei ticuri. Vin și eu la un jaf și eu. Vino, măi, Cătălina Coace. Ce ai spus că n-am fost atent? Pentru dumneavoastră mă tunci și jos acolo la momițe. Te tunzi? Da, domne. Păi ție ți-o dat ceva până acum ca să te tunzi? Domne, fac orice, nu contează. Când domnule, o să-ți dea, nu o să vrei să te tunzi. Domnule? Da. Orice, nu contează. Da, stai-mă puțin. O, ne puteți da și nouă arme să păzim aici, că dacă vine... Când mă întorc, când mă întorc. Hai că am treabă, hai, hai. Când mă întorc. Gata, gata, hai mai repede, n-auzi? Hai, cheliuță! Haide, bă! Am, ce mi l-a luat. Ce nebun, băi, bebe. Băi, bă, dar au scos la restaurant pe femeia asta. Ia uite unde-a pus Nicu. Nu știu, băi, dar ai sunat-o, mă, pe maică ta. N-am sunat-o, dacă nu mi-ai spus. Aoleu, stai așa, stai așa, că o sunăm acum, stai așa. Spune că vii să o iei, că o sun și eu sun, îi spun, vine bebe să te ia, că are o vorbă cu tine, că vrea bă, să... Lasă-mă, bă, un pic. Trebuie să-mi iau niște șprii de gură, ce-o. Sun-o, sun-o. O sun și ce îi spun? Spune că dacă vrea să se vadă cu mine, că așa bine a fost vorba. Bine, hai că vei cu tine. Sune așa și o întrebe, cum ne-a, așa ne-a fost vorba? Da, da, da. Bebe. Ce vrei, mă? Să te cunoască neapărat. Cine? Alo, mama. Nu știu, sunt un negru, tu ăsta mă țigan. Uite, sunt aici cu bebe și vrea să vă, mă, dacă vrei să acum te întâlnești cu el. Că mă întâlnesc și eu cu măsă. Hai după, după. Deci vrei? De unde vine să te ia? Poate vin și eu la un jaf, dar nu probleme, dacă ești polițist, nu, nu cred că ai voie. Păi nu, că vine el, care are o mașină foarte frumoasă și vine să te ia așa, să deschidem ușa, zice, da. Unde ești? Așa de... da, la casino o să vină el. Hai că o să vorbiți voi, ce da? Ce faci, mă? Eu vă... Te las, te pup! Pa! La casino e și ai zis să vii să te duci, să te duci să o iei. Păi și dar nu spune, nu pune, eu să nu se urce el în față. Mă urc în spate, exact. Urcă de spate și să-i deschizi ușa, dar ăsta, ia să zic tati. Cum sună telefonul? Da, Andreea. Ce faci, păsăricule? Uite, mă duc să mă întâlnesc cu mama unui băiat mic. Păi de ce? Mă duc că mi-am uitat eu mai de mult ceva la ea și aparent... Da, și pe mine m-ai uitat într-o parcare, te așteptai să mă iei, hai când dau coordonatele, pa! Aoleu, băieți, n-ai cum, bă, n-ai cum. Bă, ce fac eu acum, mă, băieți? Părinte, ești bine, părinte? A rămas asta fără motorină sau... E da o șurubelița mea, bebe, mai ții minte. Bateria a rămas fără... Părinte, dar... Când ați luat-o, i-ați dat de asta, de... Ce te-a luat? Sfințire! I-ați dat de... i-ați sfințit-o când ați luat-o? Mașina, da, ați sfințit-o? Domnul preot, părinte, veniți cu mine, veniți cu mine, că avem treabă. Ia-l cu forță, ia-l în brațe, Buriane! Că tu ești forțos, ia-l în brațe! Ia-l direct cu domn părinte. Sunt forțos! Mergem la... Merge, fii atent. Du-te-n spate, du-te-n spate. Bulion, du-te-n spate. Așa. Băi, fiți atenți. Mergem repede la casino. Domn părinte, aveți alea, căutați-vă în minte alea de cununie. Că vreau să faceți o cununie repede, că mă însor acum. Mă duc, o cer, dacă acceptă, mă însor, dacă nu, aia e, ok? Dacă nu ai, mă bag eu, ce? Te bagi pe dracu să te... Bă, Mihăiță, o să fiu tactul, da, a doua oră, cum ar veni. Mamă, bebe! Dar o să fii acum pe bune, că te însor cu ea, nu? Păi da. Mamă, și dai inelul? Faci nuntă păi în părătea asta, dai? Păi îți mă uit la mesaj, că mi-a dat Andreea mesaj. O să fiu nașul, să nu... Eu vreau să fiu copilul de onoare. A, ba nu o să fiu copil. Ba da. Ți-ai deschizi ușa. Și mergem undeva să o cer, nu o cere acolo la casino.
O ce ești tu undeva frumos, pe munte, pe deal, pe... Bebe! La restaurant! Bebe! Stai da. Un pic, stai un pic! Nici nu stai că da. Sunt grăbit, sunt lipsă de timp și de... Atent, ca să te, ca să aibă credere în tine, să vină, să o jefuie sau ceva nu și tu să nu facem nimic după aia, dacă nu vrea, mai încercăm. Dar nu o de aici, bebe! De unde vrei să o cer? Nu știu, să o duci la restaurant și să... Dacă eu zic... Nu! Eu zic că merge. Nu e voie. Ba da. Ce faci, mă, Izabela? Bună! Mi-a spus ăsta, Micu, că trebuie să ne vedem astăzi, că avem de vorbit. Da. Mamă, dar ce frumos ești astăzi. Mulțumesc. Mergem? Mergem. Să trăiți, domnule, o să trăiți. Să trăiți. Haide, să mi-aduci, te rog frumos, rapoartele la judecătorie. Paleo! Ceau! Asta cine e, mă, cu Gucci? Ce urce? Urcă! Ce mai ești, mă, Izabela? Ești bine? Da. Ca dintotdeauna. Mamă. Parcă mi-aduc aminte de momentele noastre frumoase. Da. Știi ce mă gândeam, Izabela? Spune-mi. Știu că poate pare prea așa direct. Da. Vrei să fii soția mea? Da. Mamă, da. Să dă preotul jos ca să ne... Dă preotul jos. Că se numește tatăl și al Duhului. Amin. Domnule, cum vă cheamă? Bebe Moise. Pe doamnă? Belmondo Isabela. Doamna Izabela. Vă lepădați de satana? Mă lepăd. Mă lepă, dați mai repede înainte. Domnule Bebe, o luați în cununie pe doamna Izabela? Da! Doamna Izabela, o luați în cununie pe domnul Bebe? Da! Pe Oficial sunteți căsătoriți. Aoleu! Aplauze! Casă de piatră! Mulțumim Bravo! Frumos! Bine! Mamă, m-am însurat! Bebe, buriale, puturi! Bine, bebe! Bravo, tati! Poți să sărui mireasa? Puteți, domne! Mamă, abia așteptam asta! Pupă, mă! Pupă! Bravo, pofti, tati! Pofti și inelul! Nu, că nu i-am luat, dar iau dacă e! Bravo, bebe! Aceasta este o carte care e... Bravo, bebe! Bravo, tati! Ce are, mă, de mă? Aolo, mamă, dar ce rapid a fost! Hai acum, Miri în spate, în față șoferul. Gata, băi, ți-ai văzut cât de repede faci nuntă? Tensuri imediat. Miri în spate, haideți, stați acolo în spate. Stai să mă urc în față eu. Să fiu pilotul 2. Dar să-l ia cineva pe popă în brațe. Andrei, ăsta, Bulion. Ce ai zis? Păi cu popa ce facem? Mă lăsăm aici? Uite, iau. Se pune în porbaga singur. A, și eu mă pun în spate cu Izabela? Da. Mamă, da, ce tare. Ce vine aici în porbagaj? Vedeți că nu știu să conduc rol, să știu să conduc cal. Mergem acasă. Închideți ușa, mă. Mamă, îmi scrie Andreea, băieți. La tine acasă. Zici că-i sufragerie, bă. La tine acasă, bebe. Aolo. De acum acolo n-o să-ți mai zic bebe, o să zic tati. Eu nu știu să conduc rol, să știu să conduc cal, deci. Băi, mergi mă, ușor. Păi nu mă apreciați că știu să conduc cal. Respect pericole, noaptea anunții. Te-am dat tonis cu semafoarele. Ai auzit? Ce soale? Eu de acum încolo n-o să-ți mai zic bebe, o să zic tati. Mamă, ce frumos. Nu-i așa? Și o să zic soț. Și lui Izabela cum îi spui? Mami.
Vezi, mă, mai încep bulioane. Gata. Hai acasă. Dă-i înainte. Eu îi sunt fleșcă. De ce, mă, e greu, popa? E nu că îi sunt borbagaș. Mă gândesc așa că gata așa rapid, acum trebuie să faceți nunta. Gata, o să bebe, dăm zvon în țară, facem mare nuntă. Trebuie să iei nunt, să iei rochie de aia frumoasă mare. M-a avut flăcărica. Puteți veni duminică, în seara de înviere, dar bebe, cine e naș? La 10, că na. Păi trebuie să găsesc pe cineva, naș. Mă pui pe mine, bebe. Hai că te trebuie să pun pe cineva care are iubită, gagică, nevastă. Bebe, atunci de faci așa. Lasă că tu ține minte, după că tu te acăsti ce am petrecut împreună. Păi dacă n-ai muiere, ce vrei? Nu, no, ia pe nevastă mea care făcea sarmale aia, vacă. Aia grasă? Balena aia, da. Mama, bebe, ce mă bucur pentru tine. Ți-ai găsit femeie, ce bucurie. Tati, scuze, tati. Nu știi pe Izabela? Eu, și mie cum îmi zici mie? Nașul lingurar, pune pe Leo. Da, mă, uite, naș, nu știu, pun pe Leo, naș, pe lingurar. Ba, lasă că te cine, cine are fac iubită? Păi și da, nașul trebuie să arunce așa cu bani, să arunce cu bani pe mine. Eu n-am bani, eu cred că am față de... Mă rupe Andreea cu mesajul. Păi dacă ai zis că n-ai condus niciodată Rolls. Nu, oprește, nu mergem acasă, dă-i înainte. Cred că... Mamă! Ușor, bulioane, că ne omor pe toți! Nu vom... Mamă, cum e aici, bărbaga! Băi, bulioane, da... Băi, mamă! Oprește mașina, mergi încet! Hai că vreau să... Mai ușor, că mai ai palpitații la inimă. Mergi în paletul, în paletul... că vreau să sun pe Houdini să-l întreb dacă vrea să fie naș la noi la nuntă. Dar de ce pe mâine nu mă pui, bebe? N-auzi că n-ai muiere, ești retard? O am pe balena. Păi, nu am? Na, aia nu poate să iasă din casă, că gătește mereu. Ba poate, zic eu că... Păi te pun și pe tine, că vreau să am mai mulți nași, să fie cea mai mare nuntă din oraș. Bă, e, ca să ai mulți bani, adică, nu? Nu, că nu trebuie bani. Dar știi cum e vorba aia, nașul umblă la... Nașul... Nașul își vede de treabă. Alo, da, alo. Ia taci, mă, cu alo. Ce faceți, domnule? Uite la o plimbare ce faceți, domnule. Aș vrea, dacă se poate, să ne întâlnim, să discut ceva cu dumneavoastră. La orice oră, când doriți. Păi haideți că o să vă trimit eu coordonatele în cel mai scurt timp și vă aștept acolo, bine? Hai că vin, nicio bine, problemă. Bine, să trăiți, mulțumesc. Să trăiți, o zi frumoasă. La fel. Ușor aici. Ce faci, mă, Houdini? Uite, zburam cu treburi, ia zi. Bă, am și eu treabă cu tine, dacă ai vrea să ne întâlnim, să discutăm ceva. Da, cum să nu? Hai că o să-ți trimit locația și te aștept acolo, bine? Așa face. Mamă, ești foarte de treabă, Houdini, mulțumesc frumos. Ba, mai de treabă ca tine n-am mai văzut. Bă, bebe, dar nici Houdini n-are. Suntem amândoi. Hai, te pupa. Pa, pa. Nici Houdini n-are femeie. Aolo, lingurar nu-i în joc, bă, și voiam să-l sun și pe lingurar, bă. Fă stânga aici, oprește, fă stânga. Mergi în fața așa pe drumul ăsta. Și așa? O să faci dreapta aici, la biserică. Hai. Parchează mașina aici. Aolo, îmi sună telefon. Alo, da? La biserică, ce la faci? Măi, sunt cu mașina asta, nu mai merge mașina, nu mai am bani, să nu mai am prieteni, nu mai am pe nimeni, sunt vai și amar. Bă, trecu. Nu știu dacă ajung pe acolo, să știi, că sunt foarte, nu știu, încerc să ajung cu mașina asta pe la service, să păi văd ce faci. Păi unde că vin eu? Sunt prin de port, sunt prin port. Că vreau ce să port, merg mă? Pe insula aia, că aduc ea mașini pe insulă. Aolo, eu insulă, ai mașină? Și vreau să mă duc aduc ea niște mașini. Da, te-am afutut morții mătii să intru. Ce?
Zic, mă duc să-mi iau mașină de pe insulă, te sun mai încolo. Ce mașină de pe insulă, mă? Mașină! Cum ce mașină? Pe ce mașină pe insulă? Nu prea te aud, nu știu. N-ai semnal? Nu prea te aud, nu ce, înțeleg, ma? De ce. Nu prea te aud! De mașină urechile. Aolo, iar mă sună. Nu! Hai să-i trimit mesaj. Hai să-i trimit lui Leo un mesaj. Send GPS. Mamă, dar l-am pe Leo aici, l-am. Hai să vedem dacă poți să-l sun. Bebe. Da? Trebuie să vorbesc ceva cu tine. Ce anume? Uite, mama mi-a dat aici bebe, mesaj și mi-a zis că e cam rușinoasă să spună ție direct așa. Dar vrea bebe ceva mai retras așa pe plajă, doar în familie. Ce? Ia vină mă, Izabela, puțin. Ce tu zici ăsta, micu? Mamă, sună în continuu. Trebuiam ceva mai retras, să fie așa doar de family. Ce mai retras? La ce te referi mai retras? Mă refer așa, să fim gen, să nu fim foarte mulți. Când facem nunta sau ce anume? Da, da, da. Păi nu știu, mai vorbim până atunci, eu vreau doar să... Sau nu vrei să vină nimeni? Bebe, te las? Măi, măcar vreau n-aș... la... Ba da, așa, da. Păi asta zic, doar în familie. Da, putem să facem ceva pentru mine, e și mai bine, bebe, că e mai puțină bătaie de cap. Ce vrei, mă? Păi, da. Mă duc să mă îmbrac și eu la costum, că cred că o cer și eu dacă pe costurile de nevastă. Bă, tu ești însurat cu nevastă ta, nu mai fi dobitoc. Ce dacă vrei să o cer dacă ești însurat cu ea? Sunt însurat. Și nu facem nunta asta. Cine știe când facem nunta? Adică e, să... Na, nu știu, să de zică de, și Izabela. Vine nevastă-mea în oraș. Vine nevastă-mea, suntem mulțumit. A, ia, adu-o mă încoasă, o văd. Adu-o încoasă, o văd. Mă duc, am aici mașină și mă duc. Hai, du-te, du-te, adu-o. Mă sun, dacă nu sunt aici, mă sun, că poate durează mult. Ok, ok, bine. Mamă, mă sun în continuu. Mamă, Izabela, ce mă bucur că ne-am reîntâlnit. Da, după atâta timp. Să știi că sentimentele mele au rămas la fel. Tu nu prea ai mai vrut să vorbești cu mine, da? Tu nu păi prea ai. Păi a fost ocupată. Cred. Am muncit. Ai făcut bani? Da. Mamă, înseamnă că ești bogat acum. Mamă, mă da, sună da, în continuu. Băi, Andreea! Nu mă să mai suna! Să ce mașină are, da, da, un Lamborghini. V-am adus eu, dacă vreți o mașină. Nu, domnul, mulțumesc, nu trebuie. De Piciu! Ia vină așa, da. Așteptăm să vină domnul Leo. Da. Și domnul Houdini. Pe Houdini îl știi? Da, normal. Apoi cine cum nu știi uite tu din oraș, a? Corect. E, mai sunt și trecea care nu știu. Mai sunt? Da. Doamne ajută. Ei mă știu, dar eu nu știu, înțelegi? Ei te-am zis loc. Și eu, Mihăiță. Uite ce să zic, sunt aici cu tati, cu mami. Sunt bravo, foarte fericit. Mamă, mă zăpăcește cu telefoanele. Bravo. Fii sănătos. Domnul preot, vin aici. Casă de piatră. Mulțumim. Da, măi, Leo, știi de ce te-am chemat? Ia spune. Că na, noi fim prieteni mai vechi așa și tu, na, un om mai cunoscut în oraș, mă gândeam dacă vrei să ne fii naș. Știu că ești, mai știu dacă te-ai însurat sau nu, cu... Urmează să avem și noi nunta, Baxi? Săptămâna viitoare. Baxi o cheamă? Da, da, Baxi. Ia uzi, aveți nuntă. Și aia e. Păi, foarte bine, suntem, cred că, cu a șasea pereche de draș. Mai avem cu nunați. A, mai aveți, foarte a? Bine, da, da, da. La cât mai mulți. Chiar e frumos. Păi, na, un asta... Un sentiment diferit să fii naș. Păi da, simți așa că parcă ești părintele... Spiritual. Exact. Da, da, da. Ce mă bucur și... Mă gândeam să pun pe mai multe persoane nași, să am mai mulți nași, pentru că, na, mai am câțiva prieteni și... Cu cât mai mult, cu cât mai bine, nu? Atunci când la nu. Două sărbătoare de ceva, cine vine cu cadou? Roxana, ai reușit să-mi fur și nevasta până la urmă, pericole? Vine cadou la băiat. Băi, Roxana. Păi, Roxana, vezi că noi am avut roleplay mai de mult înainte să ai tu, Roxana, am avut roleplay înainte. Păi da.
Dacă eu vrei să vezi ce roleplay, n-ai leu. Trebuie să te uiți la Houdini pe canal. Dar am avut roleplay înainte, gen. Cred că abia atunci ai intrat pe server. Eu bine, tu ce faci? Mai nimic, o să trebuiască să vii la tribunal. Hai cu nunta. Iar. Da, să-ți anulez puternicirea aia de plată. Păi dacă noi o să avem grijă de el acum, e copilul nostru, Mihaița. Da. Să nu mai plătească pensia alimentară. Eu sunt tata lui, ea e mama lui. Și împreună suntem părinții lui și el este copilul nostru. Ceva informații. Băiatul la un moment dat a dat o judecată. Pericol se ocupă Dominus și Gogu de Andreea, stai calm. Da, e o neînțelegere la mijloc, tati. N-a avut la un moment dat grijă de mine și m-am supărat. Pe cine mă, pe Izabela? Pe mama, da. Băi, nu găsești mămică mai tare în oraș, mă. Chiar acum îmi pare rău, dar mi-am cerut că deși nu mai dă nimic ce a fost acolo. I-a fost noi în înțelegere la mijloc. Ce face Izabela, mă trădează? Medici, am fost subnutrit, acum sunt bine. Auzi, revin două secunde, stai două secunde. Azi că voi puteți să fiți pe Discord, Roxana, dacă vrei. Salut! Mihaiță? Mă auzi? Ce? I-ai zis unde te-am dus ieri? Bună ziua! Da, m-a dus, deci, bebe, tati, m-a dus în vacanță. M-a dus pe munte ca să fiu așa ca un cercetaș, mi-a luat ghiozdanul în spate și am plecat la o baltă, se numește Lacul Roșu. Domnilor, voi dacă nu o căutați pe nimeni pe aici, vreau să vă îndepărtați de aici. Am și eu treabă aici, nu... Haideți. Ok. Nu știu, s-a speriat băiatul ăla, David. Toate. Da. Băi, Houdini. Trească, Doamne ajută! O, frate, bună Houdini, ziua! Te pup! Dar, ai venit pe jos? Pleacă de aici, te rog, pleacă. Ce? Păi am venit cu aia, mă, nu fuge așa ca prolcul. Știi ce vreau să zic? Uite, eu și cu Izabela suntem împreună. Nu zi iară sau ceva. Bă, Houdini, ce ai, mă, ți s-a făcut rău? Nu, am avut niște flashback-uri de într-o casă, cred că da. Bă, Houdini, nu te mai gândi, mă, la Houdini, te-nvăț eu dacă vrei. Și mă gândeam dacă ai vrea să ne finași, dar există o condiție. Trebuie... Exact. Avem, nu-i panică. Cum o cheamă? Anușca. Anușca. Bun. Sigur nu are trei picioare. N-are. Aș vrea să aibă piciorul meu al treilea, ce? Doamne ajută flashcă. Să fie cu noroc. Fie, bă, dar mă face să vorbesc aici așa în fața preotului cu d-astea. Ai știut de pe picioare. Uite, se roagă, el știe acum lasă se roagă. Lasă că te spovedește, nu-i bai. Da, mă, păi când este fericita... Ia uite, bă, lingurar ăsta, bă, când am treabă cu lingurar, niciodată nu-l găsesc, bă. Păi nu știu, să... Cred că umblă după muieri. Păi da, săracul era supărat că am vorbit eu mai de dimineață cu el. Că l-a lăsat Mădălina, nu știu ce a făcut, aia a plecat. Era cu una Alexandra... Care Mădălina, Mădi? Mădi. Ulu, iar e între presie, săracul. Alexandra azi. Aia îl înjura că nu știu ce bătaie și-a luat de la nu știu cine, vagabond. Complicații, săracul. Eu refuz să cred atâtea complicații. Da, mă, dacă nu și-a găsit și el o fată serioasă ca Izabela, normal că... Eu cred că dacă îi dau un telefon unei persoane speciale... Dar îi dau eu pe cineva, nu-i probleme. Și pune-o până așa. Nu, pot, mă, că e zăpăcită. Mă bate acolo, ești nebun. Aș vrea să mă rezolva și pe mine cu cineva, dacă se poate. Bă, tu mai trebuie să mai crești, îți dau eu, ți-o dau pe Dania. Am vorbit azi cu ea și... M-a fi s-o zoom pe nașa să-i zic, auzi, vrei să fii nașa la multa mea? Mă, tu ești deja pus pe ciocănit, pe iubit? Păi da. E mare deja, trebuie să învețe. Am înțeles. Gigi, te salut, Icule, salutare. Păi și zi-mă, bebe, când o să aibă loc fericitul eveniment? Păi nu știu, că știi cum îi se ocupă. Izabela trebuie să aleagă momentul și ăstea. Am înțeles. Eu am făcut așa, păi rapid. Și tu, Izabela, ai agenda liberă? Da. Am înțeles. O facem să fie, nu-i problemă. Am înțeles. Voiam să aud asta, da? Albert, ce faci, Pericol? Păi da, mă, PVP, îmi zici oricând, aștept invitație frumos, cu zorzoane, cu dalea, cu nebunii. Facem. Adică, da, o să fie ceva mai retras așa, mai între prieteni.
fără oameni aleatoriu care vin. Nu trebuie să plătească nimeni nimic, că o să fie totul așa, ca între prietenii. Trebuie dat, ăla trebuie să-l accepti. Obligat, forțat. Da, dacă e cineva care are ceva așa simbolic... Uite, o să fac un împrumut la domnul Leo, tocmai ca să fie un... Măi, ceva simbolic acolo, să reprezinte dragostea noastră din ăstea, nu... Ești cu motorul prins? Păi aveam chiar acum idee de cadou, dar nu vreau să... Băi, ca salut, Ticule! Să-ți dau spoil. Da, da, mai bine, îmi dai atunci, dacă e. Da, 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 da. Păi nu-ți dau eu. Da, foarte frumos. Păi, și acum înseamnă că... Luat-o pe nevastă mea, acum avem. Hai, Bulioane, suntem tot aici, la biserică, vin repede. Acum, Izabela, vin imediat, hai, pa. Tu te ocupi. Eu? Nu. Aolo. Eu nu pot să mă ocup de mine, da, domnule. Păi domnule, nu vezi ce depravat singură. Sunt? La că o punem până așa să ocupe de tine, te ajută. Domnule, ascultați-mă puțin, i-a zis că vrea așa ceva mai retras, nu-i place. Da, păi, normal că face mai retras, că dacă vin toți golani... Mai în familie așa. Exact așa facem, la mine, la casa, acolo în curte, dacă e frumos. Am eu altarul în curte, dacă vrei. Hai deci, că fix la tine acasă e mai retras, să mor eu. Ați văzut la mine în curte în spate? N-a spus la noi. Băi, gata! S-a terminat șmecherea, mă fac băiat de casă. S-a terminat, m-am măsurat, nu mai fac nimic prostii, gata. Nu mai face. Aveam un pistol de vânzare și știam cum să îl dau. Uite, nu mai face prostii. Îl mai ai? Să dau. Aoleu. Ai angajat tatuatori. Da. Ia uite-l pe popa. Ai popa după 5 minute. Ai de capul meu. Ai. Eu îți mai văd trânsit. Auzi, Brie? Brie, ia vină să șuptești ceva aici, la urechi. Fii atent, am o pălincă de aia bună de mere. Vrei? Dacă aveți, vin. 5 lei litru. Dacă aveți, vin. 5 lei litru, vorbim. Mamă. Mamă. Bă, dar vă stă am foarte bine. Am și niște vin de ăla de 1970. Este? Pă bune, pă bune. Ia pune-te pe așa lângă ea. V-ați și asortat ia. Părul ei cu mazga ta. Ce bine vă stă, tati. Cu dinii. Stă foarte bine au. Cu mami. Deschide puțin porba, eu să iau și camera de acolo. Ne stă bine, a? Fă-ne și nouă poze, fă-ne și nouă poze. Fă-ne și nouă, fă-ne. Sună el pe Leo. Păi nu a fost Leo aici, mă? Ce facem, pui coarne? Stau la poză, dar văd că nu face nimeni. Revin imediat. Așa. Zâmbiți. Stai, așa. Ia. Bun. Ăla e. Ia, stai să vă iau și de jos. Și cu copilul, și cu copilul. Ia. Adevărat și cu copilașul. Așa, de aici de jos, frumos. Bang. Bă, bebe, bă, dar schițează și tu un gest ce stai acolo ca statuia. Familia e perfectă. E emoționat. Bebe, ce duci acolo cu tati? Tu ce faci, mă, ai ochi la spate? Păi m-am uitat la el că aveam capul întors. Avea capul întors ca bufnița tu. A venit așa. Are ochi de soacră. Ia și două mașină. Iauzi. Da, chiar. Ia. Cred că în locul lui lingurar o să-l pun pe Bulion, naș și pe nevastă sa. O cunoaștem acum. O cunoaștem acum. Mai tăși, bă, dracu! Ia uite, l-a luat nevastă sa. Aoleu. Mamă, cât de mare! Bă, uitam și seama! Bă, uitam și seamănă, bă! Bă, nu mai am aia, care pune fără mâncare la noi. Ai de capul meu! Nu mănânc tot, promit! Ai. Mănânc tot respectul! Bă, de ce nu treci? O mănâncă-și pe miroasă! Ce faci, de capul meu? Bulioane, bă, dar nu credeam că ai așa o bijuterie. Să rămână doamna Bulion, să rămână. Bună, bebe, bună. Băi,
Ia, faceți puțină liniște, vă rog. Isabela, vină puțin aici, atâta lângă mine, Isabela. Doamna Bulion. Eu și cu Isabela vrem să ne căsătorim și aș vrea ca dumneavoastră și cu soțul dumneavoastră Bulion să ne fiți nași, dacă se poate. Da, bineînțeles, cum se poate? Cum să nu se poate? Cei mai buni nași să fie. Aveți armare? Bă, nu mai pot să râd, bă, băieți, bă, cum a fost asta, bă. Hai un pic până, hai un pic până. Eu am zis că o să mănânce și pe nașe. Bă, 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 iartă-mă un pic, mă duc până, bă. Domn, părinte, uitați-i, vreau să vă duc. Vă duce la boscheți. Bă! Nu-i bine. Bebe, tu ești... Iza? Ce-i șui, Cătălina? Uite, am venit aici cu domnul Ricardo, comandant Ricardo, să-i arăt puțin orașul și eram aici la biserică, că vreau să vorbesc cu domnul părinte ceva. Da. Cine vrea să vorbească? Domnul comandant Ricardo, este venit nou acum în oraș. Să trăiți, domnul comandant. Să trăiți, șefule. Dar ce vă aduce pe la noi prin oraș? Am avut niște probleme. Cu cine? Cu armata din Franța. Din Franța? Din Franța? Da. Îmi păreți așa puțin cunoscut, nu știu. Vine din legiunea franceză, știi? Mm. Da. E puțin de sigur, așa la față, da? Uitați și vă... Are bani! Are bani, căcălău! Asta e ce contează. Cred că mă cam depășește subiectul. Nu, domn părinte, stai o leacă aici, stai bre. Domn părinte, uitați ce fac ea pe Sfânta Biserică. Foarte frumos orașul ăsta, îmi place mult. Îmi pare rău că am văzut așa ceva. Ăsta e italianul? Da, băi, știu că e italian. Vă pune papu, ce? M-a luat cu palpitații, era ok. Ce-a făcut? Mă, ce face Bulion acolo? Ce nu face? Bate preotul. Doamne ferește. Ricardo, da, domnul Ricardo, liniștiți-vă că nu se întâmplă nimic aici. Domnul Ricardo? Da? Ce aveți de vă enervați așa? Așa era, acum. Vă zis, Mihăiță, să vă uitați la stradă. Azi, domnul Ricardo, să vorbiți puțin cu domnul Ricardo. Mihăiță are și el problemele lui. Spune-i să vină aici, că poate jube gâtul. Ți-am zis că am cea mai frumoasă nevastă din lume. Da, nu mă așteptam să fie chiar așa cum ai spus tu. E și cea mai mare nevastă, cea mai frumoasă, da. Aurica se numește. Cum o cheamă? Aurica. Aurica? Aurica, da. Să rămână doamna Aurica, să rămână. Bună, bună. Sunteți într-adevăr o bijuterie pentru soțul dumneavoastră, atâta Bulion. Cu... Atâta culoare, atât. Da, doamnă. Vai. Am înțeles cine-i bărbatul în familie. Ce neveu i-o dat. E rău cea mai mare. Aoleu. Mare neveu ce i-o dat. Doamna Bulion, să știți că eu nu sunt de mâncare, chiar dacă sunt mic așa. Lasă că mai vedem noi. Ia vină puțin, Isabela, să vorbești și cu tine. Alo, domnul Bulion. Cea mai tang nevastă. Mihai, tu stai în spatele meu. Auzi, dar tu ce ai mai făcut prin oraș? Ce am mai făcut? Mhm. Uh-huh. Nimic interesant. M-am plimbat, m-am cumpărat mașina. Am mobilat case, apropo. Am mobilat case? Da. Ia uzi, te pricep la asta? Da. Cred că aș avea și eu nevoie de o renovare la mine la casa, ce zici? Mă bag. Și știi ce voiam să te întreb? Dacă ne-am mai ocupat și noi așa cu anumite lucruri, te-ar deranja? Adică... Să mai spargem o bancă, să mai... Momentan ai greșit momentul. Poftim? Momentan ai greșit momentul. De ce? Tati. Pentru că... Mihaiță, unde lucrez eu? În mobilare, mobilează case. Nu. Și ce era altul? Polițista. Aha. Aolo, nu pot să leșin că voiam să mă... Nu știu. Înțeleg. Da. Mă fac băia cu minte. Jur.
Mihaiță, de azi încolo nu mai facem nimic prostii. Cu minte, da? Cu minte. Merge așa, da? Da, da, da. Așa, da. Și lucrez în poliția? Da. Eu vreau să, zilele astea, vreau să fac acolo la mine, la casă. Uite așa vă dau. Aolo, vrei să ne bați deja? Ce face și mie? Să vezi că așa face și mie, spune. O vezi? O vezi? Vezi că-ți dau nana. Uite așa. Uite cum o faci. Na. Și mai mama. Salut, mă, și bine. Salut, știi? Ștefan, salut. Mi-a făcut așa, n-am ascultat și mi-a dat-o. Na, uite, ca să nu zici că s-rea. Uite, încă unul. Aaaa. Aaaa. Cum mă îndulcește ea așa când mă dă bătaie și după aia îmi dă pupici? După aia îmi trece. L-am întrebat pe bulion dacă i-a dat la nevastă să la șorici. Săracul cred că când se urcă... Aoleu, a venit. Dar ce margele ai vezi la gât, foarte frumoase. Săracul bulion. Sunt mărgeleturi. Băi, bulioane, potolește-te! Dacă mai dai o dată nevasta de față cu mine, să iei ce bătaie îți dau. E frumoasă, nu? Domnule, bebe, da. Trebuie să plec până la spital, că... Bulioane, domnule, știi ce rugăminte am? Ia mai tăceți-mă puțin când vorbesc. Când vă întâlniți cu a dumneavoastră soție, prietenă, iubită, cu ea, avem treabă la spital. Aș vrea să facem și noi o întâlnire, să discutăm așa, ca între Naș și Fin. Oho! S-o cunosc și eu pe Nașa, nici nu știu, nici nu cred că am vrut vreodată cu Bulioana, ea. Vezi? Bun. Sună-mă când facem o întâlnire, dacă ok? Dacă mai dai la urica, te bani. Mersi frumos. Casă de piatră în continuare. La fel, mulțumim. La fel am zis. Eu să zic așa. Casă de la hasă nu-și bagi nimeni nasul în ea. Așa, ai dreptate, bravo. Păi. Hai nu garantez nimic. Ce ai pățit, mă, Izabela? M-a dat pe spate cu replica. Bebe, mi-a cerut s-o car până aici ca la mireasă, doamne ferică, mi-a nenorocită. Bă, uitați-o pe nevasta lui Bulion, bă, cu mie, ce bă. Ce doamne nenorocită? Hai de capul meu. Stai în mine! Bă, ta! Ia, veniți în coasă, vorbim și cu domnii. La cine-i domnul? S-a însurat acolo, nu știu, lângă cazinul acolo, dar acum... Ce este cu mine? N-am voie. De ce vă ține nenea la picior? Așa a fost el împușcat, i-a rămas, are un picior de lemn. Bună ziua, domnișoară! Să rămână, doamnă! Eu am fost armat 20 de ani. Ai fost armată 20 de ani. Că trebuie să mă pregătesc. Vrei să-ți dau una? Bă, vezi, doamne, și... Aoleu, doamne, ușor cu domnul Ricardo, să-l bătrân. Face stretching la picior. Auziți, domnișoară. Fricție la picior de lemn. Eu cu Bulion avem un prieten de familie foarte bună. Îl cheamă Regent, așa îi se zice. Așa. Și că chiar îl plăcea de dumneavoastră. Ia pleacă, bă, de aici, să rămână, domnișoară. Să trăim, domnișoară. Da, să rămână. E frașca după domnișoare. Da, și... Da, da. Sunteți a cuiva, domnul, doamne. Da, mama și-a luat tata. Doamne, știu să fie sănătoși pentru că... Pentru o doamnă atât de frumoasă. M-am topit, domnișoară, bre. Pentru domnișoară atât de... Sunt obișnuit cu nevastă, mec, la... Dă-te, bre, la bale, vreau să văd și eu copilul ăsta, ce frumos, e blond, așa. Seamănă cu mine, ia uite. Nu mă pun alt șoful, că nu sunt încălzit. Ia, pune mâna pe chiliuța aici. Pun. Câți ani ai copilul? E, nu contează, vârsta e doar un număr. Hai să vorbim, vino cu acea. Uite cum o ia. Al dai cu Mihăiță. Hai, spune-i. Tati, vezi că am o treabă. Nu te liniști, fiule. Să mor familia mea. E furată. Mamă, a căzut peste el. A fost cu tremur. Că a fost cu tremur, că ți-l ba... Tu ai zis, mă, că a fost cu tremur!
Mă bate mă. Domne, n-am zis. Bebe. Hei. Te pregăti, de ce nu mai să mă îmbrac la costum? Stai mă că nu facem nunta acum, Izabela nu știe că... Nu contează, să... În toți n-am poate facem și noi eu... sâmbătă, nu știu. Bebe, da... De ce? Mi-a dus și mie colivul de la nuntă. Doamne ferește. Auzi, auzi ce a zis. Mă, și aici, mă, mă, faci de râs. Costume. Colivul la nuntă. Dacă mai dai în mine odată... Băi, nu mai... Ți-am zis să nu mai dai în ea. Potolește tu odată, bulioane. Potolește odată că te bate femeia asta aici. Tati, m-a jurat. Tati, cine? M-a jurat moșul ăsta. Moșul ăsta, spune... Tataie, ce ai tataie cu copilul? Cine e copilul ăsta? Al meu, nene. Alo, cine e? Al meu. Apoi mă... Învață-l. Ce să-l învăț? Cum e posibil așa ceva să vorbească cu o fată așa? Ce i-a spus? Dar ce i-a spus? Că are o voce foarte duioasă și că mi-ar plăcea să îmi spună povești la cap când dorm. Păi ce e așa rău în asta? A spus că vrea să, dacă poate, să-i sună la flaut. Ba nu e adevărat, minte, băi moșu. Așa mă, Mihăiță, ai zis una ca asta? Nu e adevărat, întreabă. Asta am mai făcut și eu cu Boian. Măi, domnișoară Cătălina, am îndrăznit să zic așa ceva? A avut direcția, dar nu prea a ieșit așa, știi? Ba, puțin minte. Timorat, nu știu. Eu doar i-am zis un moș că mai are două bășini și moare. Atât i-am spus. Băi, Mihăiță, dar ești chiar și eu braznic. Când o să ajungi tu ca mine, o să vă deblă, o să vorbim. Nu ți-e rușine, băi, că te iau de urechi acum. Nu, nu, așa, nu te rog, tati, nu mai băi, fac. Băi, te iau de urechi, te trimit acasă să stai singur în cuiat? Nu. Ia cere scuze la domnișoară. Îmi cer scuze, domnișoară, că dați-i să vă pun mâna. Bebe! Bre, nu suge degetul. Bebe, așa, mă duc că mi-am făcut în aici, să vezi ce vreau. Aveam și un inel pe deget, unde e. Aici! Ha, mă! Bulioane, mai tași mă din gură. Aurico, hai! Iubirea mea frumoasă. Aoleu, sunt împreună. Auziți, domnul Ricardo, dar dânsa este fata dumneavoastră? Ce-a spus, domnule? Zic că aveți o fată foarte, foarte frumoasă. Fica dumneavoastră ce este fată, foarte frumoasă. Domnule? Adică? E gagică, bea. Aoleu, dar sunteți în stări bine. Vă țineți bine, domnul Marocon. Ia auziți, domnule. Domnul Ricardo. Bravo, domnul Ricardo. Că nu-și face treaba, mai iau piciorul ăla de lemn. Ce? Bravo, domnule Ricardo! Sunteți în vână! Sunteți în fără vârste acum! Frecție la picior de lemn, practic! Da, știi că unii se mai dau cu ulei de corp, eu iau de la zi, lac de pardoseală. Mamă, ce... Du-te acasă la gătit, hai. Bulioane, o speri? Da, îi faceți. Ia-o, domnișoară, mergeți să faceți... Mi-o speri și mie, bulioane? Bă, ce e aici, mă, astăzi, bă? Ce-a zis, doamnă, ce-a zis? Dacă mi-o spală și mie, se spală cu ea după ce mănânc. Merge și la piciorul lui Ricardo, dacă vreți cu curățele. Ăsta o spală pe nevastă asta. Mamă, frate, ce ai... Lasă că vorbim lui. Mai pot, băi, cât am râs astăzi, bă, băi, mă dore capul jur. Să vezi că să te bat cu biciul. Hai de capul meu. Aoleu! Așa, așa, și pe fund. Aoleu, frate, mă. Dore capul, bă, băi, jur. Aoleu, șefule. Murim de râs. Uite și pe ăla. Uite, vezi, Ricardo? Generația asta te numește telefonile, mă, ăsta. Doamne, te rog eu mult, bă, bulioane, bă. Ia-ți prințesa de aici. Domnișoară, cum vă numiți? Trebuie să fim prieteni, că n-am nicio prietenă. Da, da, Aurica este numele meu. Aurelia, bulioane. Da, ești fată? Da, ești fată? Cele mai bune prieteni. Aveți părul să ziceți că sunteți fată, bă, Cătăș. Ai spatele ăla, dar zici că e umeraș. Dacă vreți, domnișoară, pot fi eu. Când o să ajungi tu la anime și o să fii agent, șef agent în armată, o să mai vorbim, mai înțeles? Am fost împușcat, dar... Domnul Ricardo, domnul Ricardo, ia spuneți. Nu ați vrea ca
dumneavoastră și cu scumpa dumneavoastră iubită să fiți nași, să fiți nași la nunta mea, domnul Ricardo. Cu mare grad, cum a spus că tot? Drag. El e tot cu grade, cu din astea de în armată. Păi da, nu vezi că am grade la pe umăr? Păi când o să fac nunta o să vă anunț și ce să mai ai? Aștept cadou din partea dumneavoastră, domnul Ricardo. Uitați-vă leacă la nasul meu. Eu aștept am fost, m-am bătut cu Cătălin Moroșanu. Aoleu, dar l-ai ca înturtit, să știi. Păi m-a făcut... Ce? Domne, v-ați bătut sau ce? M-a bătut. Am să zic că arată ca ciocanul ăla din Dacia. Aoleu. Când mi-a tras un stâng. M-a rupt. Nu sunteți în apele dumneavoastră, domnul Ricardo. Da, stai să nu mai stau lângă geam în dură, lângă... Păi asta zic. Prea stai pe vasul dumneavoastră. Nu să nu să. Cum ai zis fata că te cheamă? Băi, unde a fugit Izabela mea? A zis că... Tati, ascultă-mă că te-a zis. Vorbește la telefon. Asta o să fie prietena mea, Sanchi. Ce Sanchi? Vorbește la telefon, așa e vorba, știi? Adică și revine sau care-i treaba? Da, revine. M-am pus eu pe piciorul tău. Nu mai pleci de acolo. Bă, aduceți excavatorul să se ridicați pe asta. Bă, ce stiu smale? Fabrica noastră de făină este în căutare de noi făinari. Ia uzi. Bă, bulioane. Nu da mă în copil. Bă, nu mai da mă în el, bulioane. De ce ai dat în el? Bă, nu au zis ce a zis de nevastă. A zis cineva sarmale? Adică, bă, vrei sarmale? Și că zici cineva sarmale? Oricule ce ești nesimțit. Lasă fată că o să facem la nuntă. Și că zici cineva sarmale? Așa, cum te numești tu? Cătălina. Domnul Mire. Vai. Îmi pare bine, fată. Domnul Mire. Mamă, n-am mai râsat ca băieții. Nu cu tine, domne, zici că ești... Ai grijă, Ricardo, italianul. Băieți, știu că... Ce zici? Zici că o să uce? Italianul e Ricardo, doar că... Nu mai e italianul. Domne. Ricardo e Ricardo. Da, domnul Ricardo, spuneți. Aș vrea să vorbesc ceva cu dumneavoastră, că vă văd așa mai serios. Veniți puțin aici, în curte. Veniți încoace. Ce? Dar mergeți mai încet, că mă doare piciorul. Că e la o bășină, dă un infarct. Păi, aia și tu știi că... E de la sugar daddy, domnul Ricardo, cu ce pot să vă ajut? Aș vrea și eu să cunosc mai multe persoane în orașul ăsta, că sunt nou. Am venit alaltă aseară cu armata aici. A trebuit să plecăm din Franța, că este mare război acolo. Dacă vreți, știu... Știam un comandant de aici, din armată, dacă vrei sau nu știu. Spuneți-mi pe cine vreți să cunoașteți, că vă ajut, sigur că vă ajut. Mai mult lume serioasă. Dar dumneavoastră aveți copii sau ceva aici în oraș? Am avut, cred că da, nu știu. Pe cine? Păi eu în tinerețe mi-a plăcut să dau la... Așa, să trecem peste. Copile! Scuzați-mă că intră în discuție. Știi ce mi-a zis Bulion? Că ai zis când o ridică pe nevastă sa din pat, ai zis că o ridică cu excavatorul. Mi-a plăcut. Aoleu, spatele. Așa. Mamă, ce m-a durut. Și zici că ai vreun copil pe aici, pe în oraș? A, da, am un copil. Dar știți cum îl cheamă domnul Ricardo sau ce? Nu mai țin minte, domne, că am avut multe accidente, doar că nu mai am vorbit cu el de mult timp, că m-a încertat. Păi și cum îl chema? Cum îi spuneați? Domne, aoleu, dă să mă aduc aminte, mâncătoș. Dar sunt de la început pericol? Băieți, ați apăsat și voi butonul de like? Nu am strâns nici noi măcar 2000 de like-uri? Dacă nu-l bag pe ăsta, Nexi, salut, Ticule. Din guriță? Nu, ăla era al doilea fel. Nu era felul meu.
Adică dumneavoastră sunteți tata lui Lingurar? Cine e doamna Lingurar? Nu, doamna ferește, nu-l cunosc. Păi ăsta-i taică-sul lui italian? Nu, mai era ceva cu it. Aoleu, șaize. Îl chema cumva italianul? Da, așa, așa, bravo, așa. Bă, ăsta-i taxul lui italianul. A, cred că îl știu pe fiul dumneavoastră. Serios? Da, dar o plecat din oraș, o plecat. Aoleu, cred că o știu de mine. Mă scuzați un pic, da, domnule Obarcă? Eu am ajuns acasă, am văzut și cu ea, am discutat puțin. Și vă aștept să discutăm. Îmi trimis și mie locația, te rog, că nu mai știu exact care casă ești. Îți trimit. Și te așteptăm în curte, în spate. Acolo, acum, o să venim imediat. Bun, te salut. Salut. O plecat cu fiul dumneavoastră din oraș, domne italianul. Dar mai este... De ce o plecat, știți? O plecat că au avut niște probleme cu niște mafioți. Aolele. Nu vă uitați după paravan. N-ați văzut după paravan. Vă uitați. Stai, bă, bebe, mă, nu te uita după paravan. Toată lumea Lilie, hai. Mai tare s-ar mi-a zis ce mamă ligă. Toată lumea Lilie, ați auzit? Sau vreți să vă fac să nu mai dormiți în seara asta? În Lilie. Să trăiți. Face 10 flexiuni de fiecare, hai. I-a tras-o la băștină. În Lilie. În Lilie ți-am spus. Bă, bă-tu ăștia are în gură la mine, mă. Obrăznică fata asta. Ăștia, Aurico, pune-te pe el. Izabela, trebuie să mergem să vorbim cu Leo, mergem? Mergem. Pune-te pe el, Aurico. Așa, Aurico. Domnul așa, Ricardo, așa. Dacă mai rămâneți pe aici prin oraș, ne întâlnim să discutăm. Dacă vreți, puteți să mergeți la mine la casă, Bulion. Du-i tu pe domnul Ricardo și pe domnișoara Cătălina. Și pe nevastă ta. Frumoasă. Du-i tu la mine la casă, Bulion. Acum. Și vin și eu acolo. Domnul preot, și tu să te duci. Poate să ia camera mea dacă n-ai dat-o cuiva, e tamam bun. N-am dat nimic la nimeni. Domnule. Nu vă mai trebuie camera. Trebuie să mergem să vorbim puțin cu nașii, domnul Ricardo. Vă aștept la mine la casă. Spuneți. Cum vă numiți? Bebe Moise. A, Pepe Moise, încântare. Pepe, Bebe, nu Pepe. Pepe. A, Bebe. Mie îmi place Pepe. Vezi, doamna Aurica, vedeți că v-a venit bolidul. A venit bolidul, să ia bolidul. Mai am mașină. Da, domnul Bebe, eu sper că acasă la dumneavoastră sunt paturi din alea cu 2 etaje. De ce? Nu dormiți cu domnișoara în pat? Ba da, dar sunt cam așa ceva. Nu trebuia să spui aici. Cum e? Cum e? Suntem încercați că nu vrea să facem cozonaci de Paște acum. Nu vrei să frămânți coca, mă, moșul? Eu abia aștept să fac. Ba eu vreau, dar știți de ce? De ce? Știți de ce? Păi eu vreau să iau piciorul ăla de lemn să-mi timp foile. Domnilor! Bebe, înainte să plec, vreau să vorbesc cu tine. Să vezi ce te bat pe acasă cu biciul. Alea le bastruie de prin ce mai vine. Eu să mai zic tu. Dar voi vă recunoașteți, mă? Cine? Da. Am cunoscut-o pe dânsa. Bă, unde o vezi eu că mă cac pe mine? Și era cu ea. Da, italianul s-a cam dus pe cioacă, nu știu, eram eu cu... Bulioane, să mai lipești o mașină de mașina asta să... O mașină să încape nevastă, Dania. Nu mai dau una. Ricardo, ești bine? Mai da. Domnul Ric... Mamă, cu... Bebe, trebuie să zic ceva. Băi, Bulioane, nu pot acum că trebuie să plec, dar auzi că mă așteaptă nașii. Nu pot, hai Izabela să mergem, te rog. Nu pot, n-auzi. Zi-mi aici! Dacă tot îți faci nuntă, dă și mie cadou o mașină SUV, că nu încape și trebuie tot să mă chinui în fiecare zi. Ce să-ți dau, mă? O mașină se mare, încapă. Că nu încape nevastă mea. Un tank, mă, un tank. Ne întâlnim la mine acasă și îți aduc, da? Mașina-i ia-i pe domnul Ricardo și... Da, mergem. Haide, ca să vorbesc și cu voi. Da. Acasă la tine, da? Da. Bebe, eu vin cu tine, că eu sunt copilul și n-ai. Vrei să conduci tu, Ricardo? Conduc eu, mă. Hai, mamă, urcă în față.
Conduceam tankuri odată. Știu, știu. Mamă, ce mă bucur că sunt în sfârșit. Mi-am reunit familia, așa. Mamă, după ce frumos. Timp. Ce frumos, nu? Da. Da, ce frumos. Sunt foarte bucuros. Da, păi eu. Zău? Zău. Bă, tu mă minți. Nu te minți, cu te minți. Mamă, băi, măi, tati, măi, da, ce moa, ce nevastă mare are Bulion. Deci e dinozaur. E puternic, e așa, am mâncat mult, am mâncat mult la viață. Da, ce, da, mie mi-a plăcut cum a zis Bulion, că s-a luat tata el de el și face, bă, tu mă enervezi pe mine, o pun pe nevastă, dar să sară pe tine. Se vede cine e bărbatul în casă. Eu cred că nevastă să-i mănâncă și mâncarea lui Bulion. Eu cred că mănâncă și pe Bulion. Mi-e frică la nuntă că poate mă vede așa ca un... Să nu stai pe lângă ea la nuntă. Păi asta zic. Da, atât, am 32 de ani, băieți. Da, pe mine, măi, eu sunt curios cu ce o scoateți pe asta, dacă intră în apă, dacă spune... Mami a zis că vrea să... A zis, da, mama, Bulione, că vrea să facă pe plajă. Cred că trebuie să vii să ne tractezi. Hai că să vezi ce vă tractez eu. Las-o pe nevastă acolo, dă-o încolo, nu mai luați. Dar nu pot, că de bea dacă mai mergi. N-am cu ce să vă tractez, nu știu, îți trebuie o din aia mare de tot. Nu știu. Un excavator ceva. Ce nu mă bagi în seamă? Salut, Alexia. Adu-ți tir ceva. Un tir, un tank ceva. Hai că încerc să rezolv, dar trebuie să mă duc să vorbesc cu nașii și după aia. Da, hai că vin show. Păi da... Tu așteaptă-mă acasă, că vorbesc cu voi acasă. Și cu tine și cu domnul Ricardo. Bine, domnul, baby. Hai să-mi aduci o mașină mare pentru nevastă. Bine, încerc, încerc, da. Bine, hai. Bine, hai. Salut. Tati. Da, Mihaița. Deci, mie, sonorul ăsta să se pună în apă, că rămâne fără apă în lumea asta. Deci te rog eu să nu pui sonorul ăla să intre în apă. Dacă îmi face, dacă... Păi apă nevastă la Bulion. A, credeam că pe Izabela. Apă... Mai ținte când am intrat noi Izabela în apă? Da, da, da. Acolo, pe plajă. Yep. Uite ce mare, frumoasă. Uite aici să faceți un tapăiact. Pericol, vrei să venim la tine acasă? Nu, acum, Miraj. Da. Trebuie să bag un pic de motorină, nu vă supărați pe mine. Nu. Nu e nicio problemă. Fai, tati, ce bucuros sunt! Mamă, $970 aici, ești nebun. Pericol, mai văd, băieți, văd că nu mai am. Vezi că... Băi, zilele astea cred că o să dau drumul la Mafia Curcubeu, o să vă aștept și pe voi pe server dacă vreți să ne jucăm. Mulțumesc mult de subscribe, Gabriela, Adriana, Dragomir s-a abonat. Mulțumesc mult de subscribe. Dementu, salut! Deni, salut și ție! Casă de piatră! Oh, ce mă dore gâtul, băieți! Băieți, mi-ați dat un follow pe TikTok? Mi-a dat toată lumea follow pe TikTok dintre voi? Care mi-a dat follow pe TikTok, a? Care dintre voi nu mi-a dat follow pe TikTok, băiți? Ia să-mi spuneți. Salut, salut. Pericol Gaming am pe TikTok. Toată lumea se intre să-mi dea like acolo. Trebuie să luați mașina mare pentru nevasta lui Bulion. Da, bine fac, ce faci? Iar te bătai. Mai știi, Pericol, faza aia cu mamă, un an? Mamă, ce obraznic ești. Ce frizer bun ai, Pericol, ai văzut? Am primit notificare ce am pierdut-o. Ai pierdut o grămadă, Maria. Maria, la vine, ai pierdut o grămadă. Am înțeles. Valeu. Da. Cu cine vorbești? Cu sora mea. Cum o cheamă? Vanessa. Ah, cu Babes. Spune că o salut. Da. Te salută, bebe. Hai, bebe, dacă nu era sora lui mama, era bine. A, tu de Vanessa ziceai că îți place, voi, Mihaiță. Băi, taci! E sora mamei.
Ai, merge, nu știa cum mătușa. Degeaba l-ai bătut. Da. Mi-a zis și avea mama un prieten, dar nu gagic, nu te gândi la așa. Avea un prieten și spunea, nu se face așa, măi, Mihăiță, în familie. Stai așa că-ți dau mesaj, da? Bine, bine. Aoleu. Am uitat un pic mai nervos. De ce mi-au spus că... Întreba Vanessa dacă poate să vină și ea. Da, sigur. De ai spus unde să vină? Nu. Trimite-i locația și zici să vină în spate aici. Cred că pe acolo mergem în spatele casei, n-am fost niciodată aici. Vanessa? Vine la 651 și vine în spate, în curte. Bine, bine. Pa! Mamă, ce casă are domnul Leu, barcă aici, au băiatul Leu. Tati? Da? Casa asta ce dă de nenea cadou de nuntă? Dar n-am casă, ce să fac cu asta? Asta e casă de da. Barosani, eu am o casă mai micuță. Da, uite ce șmecher, chiar e șmecher. Arată bine. Ma. E casa lui nenea Leu? Da, da. Mamă, dar să vezi cum mobilează mama, are deci de mobilează foarte rău de tot. We need doi cafuri pe acolo. S-a făcut mare, dar bine că s-au împăcat. Bună, bună! Bună! Să rămâne! Bună ziua! Bună ziua! A, să bună trăiești, finule, că așa ar merge. Să trăiești, nașule! Să rămâne a nașică, să rămâne a nașu! Salut, salut! Să fie privit! Salut! Am zis să ne întâlnim și noi ca să, na, să ne cunoaștem și noi, să discutăm și noi puțin despre toată treaba asta. Eu și cu Izabela ne știm mai de mult, dar nu a fost atunci, nu știu cum, când am fost noi împreună mai de mult, nu prea a fost, erau și multe fete în jurul meu și na, nu a fost așa, cum să zic, să... Da, da, da. Dar a rămas băiatul ăsta și na, am zis că acum cred că e momentul, m-am făcut și eu mai serios, mai deștept și mi-am dat seama că e... E important să ai o familie, să... Și... E important să ai pe cineva aproape. Și Izabela chiar este o fată minunată. Și am nu zis gata, mă însor. E cum poliția lucra cu noi. A fost la ceva acțiune. Și am cerut-o astăzi de soție, a acceptat. Și acum ne bucurăm să ne fiți nași. Și noi la fel. Ce vreau să zic, uite că discutam noi acolo la biserică. Mihăiță, mamă, te uzi. Spune. De cununia civilă, uite am eu aici în curte altar. O vezi? De l-am cununat pe domnul director la spital. O să iau pe mătușică. Pe cum îl cheamă, Cătălin? Da, da, domnul Cătălin. Tot la aici, la altarul ăsta. Păi... S-ar putea să facem aici, că noi vrem să facem ceva mai retras așa, fără prea multe bătăi de cap. Punem și cred că... Punem niște mese dacă e pe teren, în spate. Da, cred că ar fi foarte frumos aici să se întâmple. Tu ce părere, Izabela? Da, da, mi-ar place. Ia o să. Foarte bine. Să vorbești tu, Iza, cu Baxi? Da. Cum să vă organizați, că voi știți, fetele, nu ne băgăm peste voi. Da, da, o să ajut eu. Dacă ne-am băgat peste voi. Păi că o să-i faci și lui Houdini odată poză? Ce poză să... Auzi, mă, Ricky, bam? Nici chiar. Nici chiar, da. Am doar că auzit că o să facem nunta, da. Și deja a început acum. Să fie într-un ceas bun. Da. Trebuie. Hăiță, cu ce domnișoară e pe acolo? E Babs. Vanessa. Mătușă. Caută și el o fată, s-a pus pe combinație, prea mare deja. Dar nu prea iese. Nu iese. Ok, ok. Tot s-a rugat azi dimineața toată ziua de mine să-l dau o tură cu motorul. Să-i faci poza lui Houdini, poza pe rol. Nu înțeleg care e poza cu... Care e treaba cu poza, băi? Cum adică să-i fac poza la Houdini? Care e treaba cu poza? Trebuie să am eu un croitor bun. Și fac eu un cadou. Eu o iau și așa, în pantaloni. Uite, am adus-o pe mătușică. Sunt fleșcă după ea. Bună! Am înțeles. Ce zici, măi, cumnata mea, Bebs? Bine, bine.
E flashcă ăsta micul după tine. Uite ce fugi, s-a rușinat. Da, da. O să facem nuntă, Bebs. Când? Nu știu exact când. Dar avem pe domnul Leo și pe prietena lui Naș. Mai avem câțiva Naș. Că m-am gândit să mai pun mulți. Mai mulți prieteni. Să nu zică unul de altul, băi, că pe mine nu m-ai pus. E bine pentru copil cu mai mulți Naș. Mai mulți Naș. La o petrecere, la o sărbătoare, ceva, e cel mai fericit. Îl umplem de cadouri. Ia că vine. Vino, mă, încoace, mă, Mihăiță, unde ai plecat? Nu mai zice așa. Dar cum să, Mihai? Nu mă rușinez. Vino, încoace, Mihai. E bine așa? Nu mă rușinez, nu mai bărbate. Spune așa. Ce bărbat mare ești, Mihai. Nu-i așa. Mamă, ești gata de însurat, Mihai. Mihai, nu știam că joci șah. Oho, iau ce mușchi. Mușchiul se mai ridică, mă, Mihai? Da, să vezi ce se ridică. Uau, de cap, te cred. Foarte bine. Poză cum i-ai făcut și lui Bulion? Bravo, bravo. Vrei să fii în vână când trebuie, nu? Mă scuzați o secundă. Nicio problemă. Băi, Bulion, e cineva pe la mine pe acasă, pe acolo? Mă, Mihăiță, ia vino mai încoace. Nu te aud. Vino să-și cioptesc pe la ureche. Ce naiba, mă, nu pot să vorbesc ăsta. Am o fată. Ia zi, Bulioane, mă auzi? Tu nu te aud, mă. E că mai mare cu 2-3 ani ca tine. E asistentă pe la smurf acolo. Da, Bulion. Nu vrei să vorbesc cu ea. Mamă, s-a acasă, acum te aud. Cred că e cineva pe la mine pe acasă care n-ar trebui să fie? Stai că verific imediat. Verifică și dă-mi un mesaj, te rog. Ok, ok. Hai, ne auzim noi la telefon. Dar fii atent să nu mă faci de rușine. Nu, Doamne ferește. O rupi, o dăm doi. O rupi în Japonia. Băi, Liu, nu mai învăța mă la prostii, mă, că trebuie să fie băiat cu minte. Îl bate măsa de-l rupe după aia. Aveam și o fată. Uite așa ai dau. Nu mai mi-arăta mâna. Aveam și o fată mai de vârstă cu el, așa mai mare, cu vreo 2 ani. Distreze și băiatul, că e deja e mare, gata. Ei, asta să iau până pe școală. Da, Bulioane. Te batuza de nevastă mea. Bă, mă interesează dacă e... Așa, și sunt ăia la poartă. Hai că o să vin și eu acasă. Pa. Ok, hai. Îi rupte mailile. Nașule. Dau placaj după ea. Nașa, mă bucur că ne-am văzut. Și noi ne bucurăm că putem să vă cunoaștem un om. Urmează să venim cu toate detaliile necesare și cu data exact, că nu știu, chiar nu știu sincer. Izabela cred că știe mai multe. Vorbesc eu cu ea, da. De invitații, de tot. Eu zic că sâmbătă ar fi cel mai frumos, nu? Să vedem. Da. Discut și eu cu a mea și vedem cum e disponibilă și ea. Să fim cu toți acasă. Exact. Să nu fim plecați până la munte, vă la mare, s-ar putea să mai avem niște treabă pe acolo. De afaceri. Da, nu-i problemă. Ne programăm toți cum ar veni să fie toată lumea aici. Cătă, salut! Da, da, da. Cum ar gogoșe de... Hai, Mihai, să vină și bate pe locul aici. Bate pe locul aici. Bravo. Mamă, ce naș de treabă am, zău! Hai că te-am plimbat și cu motorul, să vezi. Te iau și cu, pe circuit cu mine când... Să mai încălzim mai bine afară. Jaf, stați băi, stați așa. Mergem pe circuit. Mergem acasă bine. Și după aia mergem și noi Jaf. Dar până atunci trebuie să vorbesc. Dar nu pot să dau Jaf că Izabela e în poliție, băieți. Da. Să te echipezi eu cum trebuie. Băi, Mihăiță. Da. Hai să mergem acasă că m-am cam săturat să te văd singur. Cred că ai nevoie de un frățior. Cum a... Ma... Ai auzit, mami? Păi și lei și pe el la frățior, la facerea lui. Băi, să stea cu minte acasă, să se joace cu fraxul mai mic. Ești bine, Izabela? Mă luăm palpitații. Avem un medic aici, nu-i problemă. Hai să mergem, Izabela, hai acasă. Aoleu. Spor. Să runa nașul, să trăiți nașul. Vorbim la telefon. Ne auzim. Să aveți o zi minunată, la revedere. Să rămână nașul. Ne auzim noi. Să iei rupozeta. Da, ne auzim.
Da, 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 sigur. Ciao. Izabela. Iza gogoșe, da? Prăști. Or știți la ce zic. Da, mă, Bulioane, care-i treaba, mă, tosu, nebunule? Știi patul ăla tot în dormitorul tău? Bă, poți să rup cu nevastă ta ce pat vrei tu, dar nu mă mai suna, că vin acum acasă. Nu, no, nu, no, ți-l arunc nevastă mea. Și mai nu ți-a rup și plasma. Nevastă ta mi-a rupt plasma? Da. Dar ce naiba, v-a suit pe pereți? Faceți pe pereți? L-a aruncat pe Bulioane. Păi am aruncat, s-a aruncat ea, nu s-a pus să sară ea pe plasmă, adică nu pe plasmă, și a alunecat pe spate. Băi, vezi că vin acasă, vin acasă, dacă te bagi și pe tine și pe nevastă ta, dacă mi-a stricat ceva. Nu, nevastă. Hai, pa. Vanessa, îl refuzi? Băi, Mihăiță, vreau să vorbesc și eu ceva cu Izabela. Du-te și tu cu Bebs în mașină, te rog frumos, cu Vanessa. Bine. Bine, bine. Mulțumesc, Dani. Mergi... Stai așa puțin să le spun. Nu te sui. Babe, mă auzi? Da, te auzi. Mergem la mine acasă, da? Ok. Lasă-mă pe mine, nu te sui. Ce înseamnă asta? Urc acum. Vai, mulțumesc. Să închizi și ușa. Aia zic. Toți banii din lume de-ar fi să se adune. Am vrut mai mult să las pe Mihăiță să vorbească și el cu mătușica. Combinații cu mătușa? E fleașcă după ea. Păi nu prea intră bine. E. Trebuie să-l inițieze și pe el. Inițializeze, da, da. Cred. Să-l învețe. Mă spunea de mult el cu Vanessa. Că băi, da, bebe, Vanessa în sus, Vanessa în jos. N-am avut timp de el și acum când mi-ai zis tu că e sora ta, zic, ia, uite-mă cum a picat. Dar eu am o chestie, nu știu cum să zic, dar sper să nu te superi. Spunem. Tu ești cam albă și e un pic cam brunetă. Păi tata e negru și mama e albă. Înțeleg. Eee. Am avut și un exchange din asta. Eu plăcut viața la mama. Dacă mă înțelegi. Bună ziua, să trăiți! Să trăiți, băieți! Ia să veniți încoace să vă dau bani! Care are BMW-ul ăsta al meu? Tati, de ce mi-ai luat cheia? Bună ziua, domnul Bebe! Domnule, ce căutați aici la mine acasă? Păi am venit și eu să am și o grijă, să stau... Da, mami! Să nu vină străini! Bună ziua, domnul Bebe! Salut, măi, Pauli! Mihaiță, dar sora mea unde-i? Uite acolo pe bancă, așteaptă, că nu mai am. Mi-a luat tati cheia și nu mai am. Mergi și tu puțin acolo, Izabela, că vin imediat. Ce faceți, mă, băieți? Bună ziua! Bine, ne-am zis foarte mult! Sunteți băieți, dă treabă, mă, voi, dacă vă ocupați. Normal. Pentru dumneavoastră facem orice. Hai să pun eu asta așa. Să le dau niște bani la băieți. Bună ziua, domn Bebe, să trăiți. Putem veni și mâine? Da, putem veni și mâine? Uitați aici cât și ție și ție. Să vă luați ceva frumos. Da, sigur, puteți să rămâneți aici, nu trebuie să plecați. Da, trebuie să stați nebune, aici domnul. Cât vreți voi, da? Nu era nevoie. Da, e plăcerea mea. Și eu să stau, domn Bebe. Sigur că poți, dar nu stați toți în aici. Ei se ocupă de poartă, doar că nu mai lăsați pe nimeni să intre aici. Da, domn patron. O să mai târziu patron. O să facem schimb de telefoane și o să mă sunați pe mine. Ia spune. Puteți da și niște arme? O să rezolv și asta, dar puțin mai târziu, bine? Și vreau să o chestie. Spune. Spune tu ăsta, nu mai știu cum te cheamă. Hai că am treabă, mă așteaptă nevastă mea. Puteți da numărul dumneavoastră de telefon pentru că... Da, da, mai târziu, nu acum. O să... Da, spune și tu repede. Putem să stăm cât vrem noi? Sau? Sigur, cât vrei tu stai aici, nu-i problemă. Îmi puteți da și mie niște bani, că am stat nu prea pot, nu prea pot. Să veniți aici la casă.
Să-mi dai și mie cheia din nou, tati, că mi-ai scos-o. Mamă. Admin off. Ăla nu e butoi? Nu e niciunul butoi din trei. Unde-i tati? Uite-le. A, tati! Să-mi dai și mie cheia. A, gata. Ia, ți-am dat și ție, Izabela. Da. Poftiți, poftiți în... Vite, mai aveam pe cine? A, el e domnul Paul. Hai să intrăm aici, să vedem unde sunt bulion, unde e toată lumea. Băi, cred că va trebui să vă ridicați puțin de pe pat, că... Ai mei. Eu uite-l pe Houdini. Trezirea, bă, trezirea! Houdini! Ups, ia uite-i bă pe ăștia. Un pic am sărangă. Bă, trezirea! Măi, Houdini, iar ai venit să mă gândești. Le arătăm invitațiilor unde ne-am cunoscut. Afară când am la ture. Hey. Le arătăm invitațiilor unde ne-am cunoscut toți trei. Măi, dar eu mă știam de mult cu Izabela. Ei, hey, n-ai înțeles. Am fost, da, hey, n-am înțeles, am înțeles. Nu știu cine e aici, stați așa puțin că mai trebuie să mă trezesc pe cineva. Păi, Mihăiță. Da. Cum e treaba cu mătușica? Te-am mai văzut în clasa a doua. Nu știu, dar am zis de domnul Leo că mai îmi face o combinație. Am auzit că ai avut nasoale, că... Da, uite, bă, păște. S-a culcat. Mamă, dar ce chiloței cu danteluță. Uite, s-a culcat. Pulio, Iva să-l pulio cu... Mamă, cine a dat-o pe aia? Mamă, cațaș gura ta, bă, ce-ai făcut, moșule, te-ai culcat cu baba? Bă, ce mă gălăci asta aici? Bună dimineața, bună dimineața! Dă-te că mor aici, dă-te că mor, dă-te că mor! Hai toată lumea jos, că avem treabă să discutăm! Mamă, vine asta după... Dă-te să nu cadă pe mine! Haideți, vreau frumos să ia toată lumea loc, haide, luați loc pe canapea! Aolo, bulioane, dar nu te îmbrați. Bulioane, îmi dai palpitații. Tu rămâi aici, Izabela, rămâi tu aici. Houdini, du-te și tu și ia un loc undeva acolo. Bună dimineața. Bună dimineața, Cătălina. Domnul Ricardo, las și dumneavoastră un loc pe canapea cu domnișoara Cătălina. Bulioane, îmbracă-te. Ce faci, Cătălina? Păi te vede copilul. Domnul Preu, luați și dumneavoastră un loc. Bab, ce faci, bab? Bine, bab. Da, da. Crezi că sunt suficienți invitații aceștia? Da. Cum sunt nașii? Și cam asta e, nu? E perfect. Suntem cam în familie, cum ar veni. Suntem toți prieteni aici. Da. Nu te mănânci, mă. Săracul Mihăiță. S-a terminat mașina. Aolo, Mihăiță. Ești constipat? Nu, mă. Băi, v-am adunat pe toți aici să vă spunem că... Ricardo, stai jos! Bine, că voi știați deja. Nu, doamnă, păi la nuntă, la nuntă. Oh, ok, ok. Dar totuși aveți ceva de mâncare? Mihai, bine că te-ai dat din ea. Un animal, un om, ceva, nu contează. Deci, tăceți puțin, v-am adunat aici pe toți să vă spun că vreau să mâncăm. Împreună eu și cu Izabela vrem să ne căsătorim. Da, și ne-ar făcea mare, mare plăcere dacă toți de aici vreți să participați la momentul nostru drag în care ne vom uni destinele. Cu mare drag, cu mare zi și mâna ceva. Poza lui Houdini de pe mașină. Băi, nu știu care treaba cu poza, băieți. A, gata, am înțeles ce ziceți. Îți dau bulionul la gură dacă nu mai tași. Băi, bulioane, treci și tu lângă nevastă ta. Da? Da, domnul Ricardo. Dar ce grad ne dați? Poftim? Ce grad ne dați? O să vă dau gradul cel mai mare dumneavoastră, gradul de participare la nuntă cu poziția naș
pe frontul întâi. Vanessa e domnișoara de onoare. De ce frontul întâi? Și mie de ce nu-mi dai frontul întâi? Păi el e comandant, m-a venit din legiunea franceză, lasă-l în pace. Bă, Bulioane, Bulioane, ăla s-a pus peste nevastă ta, mă. Deja nu mai era în braț. Așa faci? Păi pe mare s-a pus pe mine, eu zic să-l bombarda. Vai. A bătut-o pe nevastă sa. Lăsând asta la parte, când vrei să faci nunta? Ți-ai stabilit odată? Păi, când punem nunta, Izabela? De acolo. Ia taci, Bulioane. Sâmbătă mai pe seară ar fi nunta. Eu o să vin cu, pe domnul Bebe, dacă vă scuzați, o să vin cu armata la nunta la dumneavoastră. Nu, domne, nu este nevoie. Nu vin cu armata, cu mine, că nu armata. Da. Păi tu ești tank rusesc. Băi nevastă, așa că dacă ăștia sunt naști de gradul întâi, ia fără un dans cum te-am învățat eu cu tine. Nu, vă rog eu, nu, că am mâncat și poate mi se face... Nu, că e bine, bă, eu zic eu că e ce trebuie. Dați-vă, domnișoară. Păi, treci, bre. Ce că tații putut? Nu are loc, faceți loc. Păi, ce fui, tati, de ea? Mihai, să punem mâna la ochi. Ia, veni buldoză. Rup masa, bă! Rup masa! Vezi că ți-a piciorul ăla de lemn. Mamă, zici că e aspirator, dați-vă. Bă, leu! Bă, leu! Dar de ce bați pe nenea Houdini? Bebe, ai avut și masă? Domnul Ricardo, să nu vă aspire în ea. Nu, că doar ăla-i tanța. Nu mai mă împinge, băi, preotule! Mamă, ce țâță ai, Cătărino! Veniți aici, domnule Ricardo, să vă dansez în poală! Ia, du-te la el! Haideți să vă dansez în poală! Ce pepe n-are! Domnule Roșcat, luați-mă de voastră, dacă nu a trebuit să o pun la sală. Hai aici, domnule Ricardo! Bă, m-ai făcut asta grasă, mă! Băi, Bulioane, Bulioane! Mi-a făcut nevasta grasă, știi, tu știi. Bă, Bulioane, dacă mai dai o dată cu pumnul, o să stai mâinile alea din umeri jos. Ești așa, domnul, mai... Domnul Ricardo. Mai se întâmplă o dată chestia asta, chemă repede armata și vine... Domnul Ricardo, iertați-mă că unii dintre prietenii mei sunt mai așa, cum ar fi domnul din spatele meu, e de la țară. Nu m-a bătut nimeni în viața mea și acum mă bate un țăran. Îmi cer mii de scuze pentru acest incident, nu se va mai întâmpla niciodată. Uite și asta, mă mușcă de braț. Ce familie de... Aoleu. De ce? Ia zi, de ce? Băi, Bulioane, ia-ți nevasta și puneți, întindeți-vă pe pat acolo. Bebe? Da? Ajută-mă să o pun la regin, că asta mănâncă și pe... O știi pe maică mea, aia care a murit. Am o idee. Ce idee? O să mergem cu soția ta într-un loc special. Dar asta... Nu ți-a ajuns, mă? Ce mă dau de aici, s-ar putea să-mi iau și eu în freză. Stai să-mi iau astea de jos. Băi, Bulioane, ce s-a zis o să te potolești, mă? Ce nu înțelegi din postul? Mi-am dat cu pumn, mi-am dat cu mulanul. Treci o dată pe pat acolo și tu și nevastă, haideți! Da ce idee? Treci, băi, porcule! Puneți-vă o dată pe pat. Taci, mă! Tank rusesc, ce ești? Doamne, ferește, dacă am pomenit așa ceva. Hai că l-am împins pe Mihaiță de bala copiilor, l-a adus la mine în poală. Preda, salut! Băi, băieți. Măi, dar... nu vrei să ieșim un pic la aer rece, că m-am încins aici rău de tot. Da. S-au încins cu toți. Dacă e nevastă mea, cred și eu. Hai, ieșiți că veniți și noi dacă e. Înțeles. Hai, Ricardo, auzi care treabă. Numără pahatul de la cozona. Ok, ieșim în 2 minute maxim ieșim. După așteptam la mai mult, domn Bebe. Păi doar discutăm. O 2 minute. Rămâi, Bebe, rămân aici? Poți să rămâi dacă vrei, sigur că dacă nu...
Nu se întâmplă nimic. Ia zi mă, Izabela. Sâmbătă rămâne treaba? Da, da, da. Că eu, na, aș putea oricând de asta să, să fie bine, na, pentru tine, nu știu. Sâmbătă. Dar un pic mai pe seară, că o să fiu da, plecat. Da, nu, nu este problemă, nu este problemă. Sâmbătă mai pe seară. Stabilim oră. Păi, o să fie mai pe seară. Hai să mergem și noi afară, că încep da, ăștia cu... Da, un mesaj, dacă ai. Aș aprecia foarte mult. Mamă, ce scandal e afară. Merg acum și potolesc eu. Oh, domnișoara polițist, da, poftiți. Da, uite așa, stai, o secundă. Te rog să nu mă arestez, mă predau. Uite așa. Nu cu ăsta, cu ăsta altă. Păi, pistol la tine. Mai bine. N-ai ce-mi face ăla? Ăsta? Da, ce ai zis că face? Îi căpăcesc pe ăștia afară. Aha. Nu face prostii. Ok. O, stai că vreau să-i șofer. Nu. Băi, mă scuzați, mă scuzați un minut după care am o idee, da? Spuneți, da. Un minut, un minut mă scuzați și pe mine. Băieții, vreau să oprez live-ul aici pentru că mă bag să filmez niște episoade. Cel puțin un episod pentru mâine. Am o idee cum să... cum să facem să o slăbească pe, pe nevastă sa lui Bulion. Am o idee, o să vedeți în episodul de mâine dimineață. Preda, te salut, ticule, cel mai șmecher bombardier. Vă pup pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, cât mai multe nebunii. Live-ul ăsta, uite, a avut 2 ore aproape, băieți. Avem 2000 de like-uri. Am ținut live-ul 2 ore. Stai, stai numai puțin, piciule. Vă pup pe toți și ne auzim mâine, da? Mâine facem un nou live pe seară, o să aveți episod de dimineață, să aveți săptămână frumoasă în continuare. Pa!